Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit. Sunt Parascovia Blanar și vă prezint principalele evenimente ale zilei. Iată câteva dintre subiectele ediției. Așa sărăcie nu a mai fost din anii 90. Un semnal de alarmă vine din partea economiștilor. Cum sunt afectați moldovenii de valurile de scumpiri și unde s-au pierdut vremurile bune, vă spunem la știri. Multiplele încălcări comise de către guvernare în campanie electorală sunt raportate de către organizațiile care monitorizează alegerile. Radiografia abaterilor o facem în ediția de astăzi. Planurile Uniunii Europene de a deschide în afara blocului tabere de deportare pentru migranți devin mai clare. Președintele Comisiei Europene a expediat o scrisoare liderilor UE în care susține proiectul. Mascații nu cruțe, nici măcar bolnavii incurabili. Ofițerii CNA au dat buzna în casa unei femei de la care au confiscat banii pe care aceasta i-a adunat pentru operație. Întreaga operațiune ne-a povestit-o printre lacrimi eroina reportajului special la Canal 5. Totul este foarte scump. Multe produse sunt mai scumpe decât în Europa. De cât timp trăim cu asta și tot sperăm la vremuri mai bune? Ori de mult timp salariile moldovenești nu țin pasul cu prețurile din Moldova. Nu am văzut vremurile bune promise nici sub conducerea Sandu Pas. În plus, această toamnă a adus un nou val de scumpire a produselor alimentare. Conform datelor Biroului Național de Statistică, legumele s-au scumpit cu 45%. Fructele cu 19,24%, iar ouăle cu 31,65%. Acum, pentru majoritatea cetățenilor, această categorie de produse este la prețul aurului. Potrivit fostului ministru al economiei Octavian Calmâc, pensiile și salariile mizere nu țin pasul cu inflația, care sub regimul Sandu Pas a ajuns la 60% în ultimii 4 ani. O astfel de sărăcie nu a mai existat în Moldova din anii 90, consideră expertul. Biroul Național de Statistică al Moldovei a raportat că în septembrie anul curent rata inflației a fost de 5,2% față de septembrie anul trecut și de 5% față de decembrie 2023. În general, produsele alimentare s-au scumpit cu 7,13%. Această cifră nu pare atât de alarmantă dacă nu analizăm creșterea prețurilor pe categorii de produse. Carne, produse lactate, pâine, legume și fructe, saltul prețurilor a afectat practic toate produsele de bază. În plus, servicii medicale s-au scumpit cu 24,8%. Este o lovitură majoră pentru populația țării noastre, care oricum se îndreaptă spre sărăcie rapidă, spune fostul ministru al economiei Octavian Calmâc. În ultimii 12 luni s-a înregistrat o inflație de peste 5%, dar creșterea prețurilor pentru produsele sensibile de importanță primară pentru consumatori, avem înregistrări mult mai mari de creșteri. Și aici vorbim în primul rând de produsele de primă necesitate, cum ar fi laptele, produsele lactate, pâinea, produsele din pâine, carnea, produsele din carne. Dar și la fructe și la legume avem un ritm de creștere a prețurilor mult mai mare decât inflația fixată și mult mai mare decât indexarea la pensii și salarii care a avut loc. Dar trebuie să înțelegem că luat în timp acești indicatori, noi am avut o creștere a prețurilor de multe ori dublare sau chiar mai mult decât o creștere a prețurilor de 2 ori. Pe când veniturile populației au fost mult mai modeste. Economistul a subliniat că pentru prima dată în istoria Moldovei, regimul de guvernare Sandu Pas a încălcat grav legea în 2023, indexând pensiile doar cu 15%, în ciuda faptului că inflația din 2022 depășea 30%. Dacă luăm o perioadă de 4-5 ani de zile, da, deci noi avem o inflație cumulativă de peste 60%, dar creșterea prețurilor pentru produsele sensibile de primă necesitate avem practic de peste 200% sau de peste 2 ori. În ultimul an, spune fostul ministru al economiei, indicatorul sărăciei absolute în Moldova a atins un maxim istoric. Peste 34% din întreaga populație trăiește în sărăcie absolută, ceea ce nu s-a mai întâmplat vreodată. Astfel de date au fost probabil înregistrate doar în anii 90, a concluzionat expertul.
Chiar și răbdarea aparent de fier a lucrătorilor din calea ferată s-a epuizat. Aceștia intenționează să iasă la proteste. Acțiunea este planificată pentru 25 octombrie în Chișinău, în fața clădirii guvernului, și promite să fie una de amploare națională. Principala cerință a angajaților din domeniul feroviar este achitarea restanțelor salariale, care până la acest moment depășesc 180 de milioane de lei. În plus, ei solicită majorarea salariului minim. Ion Zaporojan, liderul sindicatului CFM, afirmă că în cazul în care cerințele nu vor fi îndeplinite, toți angajații căi ferate vor refuza să lucreze. Situația de la calea ferată nu este doar critică, ci catastrofală. Datoria întreprinderii față de angajați în ceea ce privește salariile depășește 180 de milioane de lei. Unii oameni nu și-au primit lefurile pentru luna aprilie. Alții se plâng că nu au fost plătiți din luna mai. Potrivit sindicatelor de profil, deja peste 1200 de persoane, disperate din cauza lipsei de bani și a sărăciei, au demisionat. Fluxul celor care sunt nevoiți să plece din același motiv nu se oprește. Oamenii nu au mai plecat niciodată în număr atât de mare cum o fac acum. Foarte mulți angajați au demisionat, au plecat la alte locuri de muncă, iar printre ei se numărau specialiști foarte buni, cadre calificate, muncitori simpli. Liderul sindicatului Calea Ferată din Moldova a spus că s-a adresat repetate rânduri autorităților pentru ajutor, dar cererile au rămas fără răspuns. Ne-am întâlnit cu ministrul, vineri am fost personal la președintele Maia Sandu. S-au făcut unele mișcări, dar deocamdată nu vedem rezultate. Angajații CFM afirmă că nu le-au mai rămas opțiuni pentru a atrage atenția asupra problemei lor, în afară de protest. Dacă anterior manifestațiile erau de natură locală și sporadică, de această dată sunt pregătiți să participe toți angajații căii ferate, fără excepție. Principalele cerințe ale feroviarilor vor fi formulate într-o scrisoare oficială adresată autorităților țării. Angajații feroviari cer să li se crească salariul minim la 5.000 de lei, începând din ianuarie anul curent, așa cum le-a fost promis de către guvern, dar nu s-a realizat, precum și să fie plătite toate compensațiile cuvenite pentru întârzierea plăților salariilor. Ne amintim că de la începutul anului, angajații căii ferate au organizat în mai multe localități acțiuni de protest din cauza întârzierilor la plata salariilor. Planurile Uniunii Europene de a deschide în afara blocului tabere de deportare pentru migranți devin mai clare. În ajun de summitul de două zile de la Bruxelles, președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen a expediat o scrisoare liderilor UE în care susține proiectul. Se presupune că subiectul migrației va deveni una dintre chestiunile principale ale forumului. Anterior, reputata publicație britanică The Times a scris despre crearea lagărilor, comentând atunci informațiile despre posibilitatea includerii Moldovei în aceste planuri, purtătorul de cuvânt al guvernului, Daniel Voda, a spus că sunt falsuri. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut proiectul de creare așa ziselor centre extrateritoriale pentru migranți, adică în afara UE. Acolo vor fi cazați solicitanții de azil, dosarele cărora sunt examinate sau au fost respinse, se arată în scrisoarea șefului instituției expediată liderilor UE în ajunul summitului de două zile de la Bruxelles. Potrivit Euronews.com, documentul conține mai multe propuneri pentru reducerea numărului de cereri de azil, care anul trecut a ajuns la 1,14 milioane în tot blocul, precum și de combaterea trecerilor ilegale de frontieră și a traficului de persoane. Propunerele includ și un îndemn direct la elaborarea căilor inovative. Acest eufemism politic este folosit anume pentru procedurile de transfer a examinării cererilor în afara UE, așa cum au făcut deja Italia cu Albania. Guvernul Georgiei Meloni a finanțat două centre de cazare pentru migranți bărbați preluați de autoritățile italiene în mare. Von der Leyen insistă pe definirea la nivelul european a unei liste unice de țări terțe sigure, accelerând astfel tempoul deportărilor, care în prezent constituie aproximativ 20-30%. Șefa Comisiei Europene susține noile reguli pentru reținerea și expulzarea persoanelor care vor fi considerate o amenințare la adresa ordinii și securității publice. Ea pledează și pentru utilizarea politicilor privind vizele și comerțul în calitate de pârghii pentru a convinge țările
țările din afara UE să-și primească înapoi cetățenii ale căror cereri au fost respinse. Se crede că anume lipsa de cooperare este unul dintre principalele motive pentru ratele scăzute de deportare. Amintim că în octombrie reputatul ziar britanic The Times a scris despre planurile UE de a crea tabere de deportare pentru migranți în afara blocului. Potrivit publicației, astfel de lagăre ar putea apărea în statele limitrofe Uniunii Europene care vor să se integreze în UE, inclusiv Albania, Moldova și Serbia. Anterior și presa poloneză a scris că Bruxelles va crea tabere pentru migranți în afara Uniunii Europene. În special, postul de radio polonez RMF FM a anunțat că această inițiativă a fost susținută de 15 țări, care într-o scrisoare colectivă au cerut Bruxelles-ului să construiască tabere pentru migranți în afara UE. Chișinăul a negat atunci categoric informațiile precum că Moldova intenționează să primească migranți ilegal din Africa și Orientul Mijlociu. Comisia Europeană ar putea pedepsi România cu banul. Forul European critică modul netransparent și nebazat pe competență în care se fac numirile la șefia companiilor de stat, iar pentru asta propune suspendarea parțială a plăților din Planul Național de Redresare și Reziliența României. Totuși, în comunicatul instituției nu este indicată suma care urmează să fie suspendată, însă presa de peste Prut scrie că ar fi vorba despre aproximativ 1,1 miliarde de euro din 2,7 miliarde. UE pedepsește Bucureștiul. Comisia Europeană propune suspendarea parțială a finanțărilor pentru România în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. Instituția a publicat marți un document prin care anunță că a efectuat evaluarea preliminară a celei de-a treia cereri de plată a țării vecine în cadrul programului și a constatat că guvernul nu a atins 6 ținte. 3 dintre ele țin de felul în care executivul a numit șefii pentru companii publice importante pe preferințe și nu pe procese transparente care să vizeze competența. 2 repere privesc investiții în transporturi, iar unul vizează impozitarea micro-întreprinderilor. Deși pentru alte 62 de jaloane evaluarea a fost pozitivă, cele 6 neîndeplinite cântăresc foarte greu. În comunicat nu se precizează suma care urmează să fie suspendată, însă sursele guvernamentale au estimat pentru Hot News că e vorba despre aproximativ 1,1 miliarde de euro din 2,7 miliarde, adică 40% din banii solicitați. Comisia consideră că țintele legate de investiții și de reforme nu au fost îndeplinite în mod satisfăcător. Bucureștiul are acum la dispoziție o lună pentru a-i transmite observațiile sale. Dacă instituția europeană își confirmă evaluarea, o parte din plată va fi suspendată. Din momentul respectiv, România va avea la dispoziție 6 luni pentru a stinge restanțele. În caz pozitiv, cuantumul suspendat va fi deblocat. Într-o scrisoare transmisă în iunie guvernului român, Comisia Europeană a ridicat numeroase semne de întrebare legate de modul în care sunt făcute numirile de șefi la companiile de stat. Dar până acum, executivul nu a luat nicio măsură privind îmbunătățirea guvernanței corporative, mai ales în sectorul energetic, motiv pentru care România poate pierde sute de milioane de euro, potrivit Hot News. Autoritățile intenționează să mobilizeze pentru alegerile prezidențiale și referendumul cel puțin toată armata de bugetari și funcționari publici. Mesaje despre asta apar regulat pe rețelele de socializare. De această dată, pe un cont Telegram, a fost publicat un document care ar fi un ordin al Ministerului Educației, în care toți angajații din domeniu sunt îndemnați să participe la referendumul de modificare a Constituției și să voteze pentru Maia Sandu. Ieri au devenit virale informațiile despre un ordin al unui oficial guvernamental de rang înalt, prin care toate instituțiile executivului trebuie să iasă la agitație. Reacția guvernului vedeți în continuare. Angajații din educație trebuie să participe la referendumul de modificare a Constituției și la alegerile prezidențiale și să susțină șefa statului. Asta prevede un document prezentat în rețelele de socializare drept un ordin al Ministerului Educației și Cercetării. În fotocopia documentului, semnată de unul dintre secretarii de stat a instituției, se spune că circulara a fost transmisă autorităților locale de specialitate în domeniul învățământului. Acestea trebuie să asigure participarea la plebiscit a tuturor
tuturor angajaților din instituțiile subordonate, fără excepție, și să raporteze la superiorilor direcți. În final, se menționează că rapoartele privind participarea trebuie depuse la Secretariatul Ministerului Educației până în 21 octombrie, ora 12. Într-un interviu pentru Canal 5, purtătorul de cuvânt al guvernului, Daniel Voda, a spus cum era de așteptat că ordinul apărut este un fals. El a menționat că angajații din învățământ, ca orice alți cetățeni, sunt îndemnați să participe la alegere, dar în niciun caz nu le se spune pe cine să voteze. Comunicatorul executivului însă nu a comentat faptul existenței unui orden de la un alt oficial din cabinetul lui Dorin Recean, care ar obliga angajații tuturor ministerelor să distribuie materiale de campanie ale Partidului Acțiune și Solidaritate. Administratorii contului Telegram care a publicat această informație promit să predea toate aceste materiale forțelor de ordine, dar nu acum, ci după schimbarea guvernării. Voda a menționat că dacă asta s-a întâmplat cu adevărat, trebuie prezentate probe. Dar cazuri de agitație din partea funcționarilor publici în această campanie au fost multe. Amintim că la începutul lunii aprilie, reprezentanta guvernului Raionul Cimișlia, Cristina Olărescu, la o întâlnire cu elevii de clasa 12 a liceului Mihai Eminescu din oraș, i-a îndemnat insistent pe elevi să le vorbească celor apropiați despre cât de importantă este participarea la referendumul pentru integrare în UE. Mai mult, ea a declarat că dacă nu vom fi parte a Uniunii Europene, școlile nu vor putea cumpăra calculatoare și echipamente speciale, iar în laboratoarele universitare nu vor putea fi efectuate experimente. Și nici la rude în Italia nu vom putea zbura. Ca să convingă mai bine, elevilor le-au fost oferite atunci ziarele Partidul Acțiune și Solidaritate. În replică la acuzațiile de agitație, ministrul Educației Dan Berciun a afirmat atunci că ideea de integrare europeană nu este despre un partid politic și în același timp a încurajat profesorii și directorii să o promoveze. Actuala campanie electorală va rămâne cu siguranță în memoria noastră ca una caracterizată de o presiune fără precedent din partea autorităților asupra opoziției și de abuzurile comise chiar de președintele țării și partidul de guvernământ, care este condus informal de aceasta. Percheziții și rețineri, confiscarea materialelor electorale, interzicerea difuzării spoturilor electorale ale partidelor de opoziție la televiziunea publică, ba chiar și ceea ce era de neimaginat până de curând, închiderea canalelor de Telegram și a conturilor de Facebook ale liderilor opoziției și ale portalurilor de știri, cu alte cuvinte, eliminarea concurenței politice prin orice mijloace, inclusiv ilegale. Și toate acestea pe fondul permisivității absolute de care dă dovadă regimul Sandu Pas. Înainte de alegeri, autoritățile s-au străduit prin toate mijloacele posibile să împiedice partidele de opoziție să desfășoare o campanie electorală deplină. Unul dintre numeroasele exemple este confiscarea materialelor electorale ale Partidului Comuniștilor. Poliția a intrat pur și simplu în tipografie și le-a confiscat cu forța. Aceste pliante, tipărite legal, care îndemnau să se voteze nu la referendum, erau o expresie deschisă a voinței poporului, dar autoritățile au decis că opiniile alternative nu sont permise. Я показываю листовку, которую сегодня изъяли из типографии. Листовка, которая говорит о том, что Молдова находится... Pentru a fi clar, arăt pliantul care a fost confiscat astăzi din tipografie. Aici se spune că Moldova este în pericol, deoarece, potrivit declarației șefului delegației Uniunii Europene în Moldova, Ianis Majaix, în cazul aderării Moldovei la Uniunea Europeană, pământul va fi vândut străinilor. De aceea a fost lansat acest pliant, pentru ca oamenii să știe înainte de referendum că există această posibilitate. Референдума об изменении Конституции люди знали, что есть такая возможность. Poliția a confiscat banerele candidatei la alegerile prezidențiale Victoria Furtună, în ciuda faptului că aceasta avea toate documentele necesare. În ultima săptămână, înainte de alegeri, folosind din nou poliția ca instrument, autoritățile au depus toate eforturile pentru a împiedica distribuirea ziarelor Partidului Renaștere, care era înregistrat ca participant la referendumul pentru modificarea Constituției.
Toată această acțiune a asemănat cu un spectacol ieftin. În momentul în care reprezentanții formațiunii politice urmau să primească materialele tipărite, în tipografie a apărut un echipaj de poliție chemat sub pretextul prezenței unor persoane suspecte în incintă. Însă apelul nu a fost făcut de un angajat al tipografiei, ci de un funcționar al Inspectoratului Fiscal care trebuia să verifice factura pentru eliberarea comenzii. Acesta însă a refuzat categoric să o facă, invocând o scrisoare de recomandare a vicepreședintelui CEC, Pavel Postică. În plus, mai multe echipaje de poliție au blocat drumul, împiedicând livrarea materialelor. Toată această poveste suprarealistă s-a încheiat cu confiscarea materialelor tipărite, care, fără nicio justificare, nu au fost returnate partidului. Vocea opoziției a fost limitată și de postul public de televiziune Moldova 1. Această soartă a avut-o Partidul Comuniștilor, unul dintre cei doi concurenți electorali care îndemnau la votul nu la referendum. Conducerea Moldova 1 a considerat că prezența criticii actualei puteri în spoturile electorale nu respectă normele legale. Iată un scurt fragment. Им нужен контрольный выстрел, который покончит с независимой Молдовой раз и навсегда. И этот роковой выстрел... Ei au nevoie de o împușcătură de control care să pună capăt Moldovei independente pentru totdeauna. Această împușcătură este programată pentru 20 octombrie, referendumul. Ei mint cu nerușinare că acest referendum este pentru sau împotriva aderării la Uniunea Europeană. Primul scop fraudulos al acestui referendum este realegerea cu orice preț a acestei femei. Al doilea scop este să obțină dreptul de a batjocori Constituția. Превратившийся в истеричного диктатора и разрушителя нашей страны. Вторая цель – пострашнее. Они хотят получить на этом референдуме право издеваться над Конституцией. De asemenea, postul public de televiziune din Moldova a refuzat să difuzeze un spot electoral al candidatului la președinție, Renato Usatăi. Potrivit politicianului, motivul refuzului a fost faptul că videoclipul exprima dezacordul cu propaganda LGBT în școli. La Moldova 1 au declarat că astfel luptă împotriva discriminării. În paralel, reprezentanților opoziției li s-a încercat retragerea dreptului de exprimare online. La cererea autorităților moldovenești, mai mulți membri ai blocului Victorie și mijloacele de informare în masă incomode regimului și-au pierdut paginile de Facebook și canalele de Telegram fără dreptul de a contesta decizia. Între timp, reprezentanții guvernului nu s-au limitat în niciun fel în timpul campaniei electorale. Cei care criticau predecesorii, Maia Sandu și membrii PAS, pentru utilizarea resurselor administrative, au folosit aceste resurse la toate nivelurile de putere. Deputați, miniștri, primari, în tot timpul programului de lucru, distribuiau ziare, pliante și făceau campanie, încasând în acest timp salarii din bugetul de stat. Jurnalistul Dmitri Cibașenko a atras atenția asupra utilizării de către oficiali a paginilor oficiale de Facebook în scopuri electorale. Numărul de susținători pentru Sandu pe Facebook a crescut pe parcursul mai multor ani cât această doamnă a fost în funcție de președinte. Și ce face Sandu astăzi? Folosește resursele președintelui în exercițiu pentru a se promova în calitate de candidat pentru al doilea mandat. Același lucru se întâmplă nu doar pe Facebook, ci și pe YouTube și alte rețele sociale. Apelurile de a vota pentru Sandu pot fi găsite și pe pagina oficială a vicepremierului Andrei Spânu. Prieteni, în ultimele zile de campanie avem două mesaje clare. Mergem la vot, la referendum turul 2 nu va fi. Cerem două buletine de vot. Votăm da la referendum și Maia Sandu președinte. Este de remarcat că postarea a fost publicată luni la ora 12:57, iar Spânu probabil va spune că era în pauza de prânz și nu era în acel moment ministru. Același lucru poate fi observat pe paginile tuturor deputaților și miniștrilor din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, care nu și-au luat concediu așa cum prevede legea, dar au participat la campania electorală pe banii cetățenilor. Multe dintre aceste fapte au fost incluse chiar și în raportul Promolex. Campania Europa pentru tine, inițiată la ordinul prim-ministrului, a fost realizată de asemenea din banii contribuabililor, deși scopul evident al acesteia era promovarea politică în favoarea puterii. Iar utilizarea fondurilor publice pentru campanie electorală nu este doar un abuz, ci o corupție deschisă și o manipulare a procesului electoral.
La 27 mai 2024, prin decizia prim-ministrului Dorin Recean, a fost creat Comitetul de Organizare a Campaniei de Informare Europa pentru Tine. În cadrul campaniei au fost observate panouri publicitare, banere, afișe, pliante, reclame pe internet. Mesajul principal a fost: ești pentru Europa, vino la referendum pe 20 octombrie. Deși în mod parțial sloganul părea să fie adresat tuturor cetățenilor, prima sa parte presupune totuși o poziție părtinitoare. Iar faptul că această campanie a fost planificată și desfășurată din bani publici, după anunțarea datei alegerilor, poate fi interpretată ca având scopul de a atrage capital politic în sprijinul referendumului. Totodată, Promolex menționează că au fost lansate multe alte campanii de informare despre avantajele și paradisul Uniunii Europene. După 16 mai 2024, când a fost stabilită data alegerilor și a referendumului, numărul campaniilor de informare despre avantajele aderării la Uniunea Europeană a crescut semnificativ. De exemplu, inițiativa Cetățeni pentru Europa, orientată spre promovarea ideii de integrare europeană. Campania Vreau în Europa a postului de televiziune TV8. Este vorba despre un ciclu de reportaje care promovează beneficiile integrării europene pentru mediul de afaceri. Prin UE cu Cătălin Lungu, un ciclu de emisiune al postului de televiziune Jurnal TV, în care se povestește despre viața din câteva capitale europene. De ce UE? O campanie a TVR Moldova care prezintă eforturile Uniunii Europene în sprijinul dezvoltării Moldovei. Potrivit legislației europene, aceste campanii pot influența comportamentul alegătorilor. În opinia Promolex, aceste campanii pot fi considerate publicitate politică. În final, merită menționat și nesfârșitul șir de vizite scurte ale liderilor statelor europene la Chișinău din ultimele săptămâni. Cei mai mulți dintre ei au făcut o escală de câteva ore în capitala Moldovei pentru a face fotografii și a discuta despre integrarea europeană cu președintele moldovean. Cel puțin, aceasta este ceea ce încearcă să convingă publicul biroul de presă al Maiei Sandu. Cu toate acestea, aceștia au declarat deschis sprijinul lor pentru Sandu și au cerut susținerea ideii de integrare europeană. În acest context, Ursula von der Leyen s-a evidențiat în mod special, promițând moldovenilor un împrumut de 1,4 miliarde de euro cu o săptămână înainte de alegeri, bani pe care Chișinăul îi va primi în următorii 3 ani, ceea ce sugerează destul de clar că fondurile vor fi oferite doar dacă votați corect. Niciodată campania electorală în țară nu a fost atât de murdară, consideră deputatul Partidului Comuniștilor Constantin Starăș. Potrivit lui, și o asemenea presiune din partea autorităților asupra concurenților și alegătorilor nu a fost niciodată. Intimidări, confiscarea materialelor de campanie, arestarea activiștilor și multe altele. Iar vizitele nesfârșite ale oficialilor străini de rang înalt, care au lăudat-o pe Maia Sandu și au făcut deschisa agitație pentru integrarea europeană, este o ingerință directă în alegere, susține Starăș. El a mai remarcat utilizarea fără precedent a resurselor administrative de care autoritățile nu se jenează deloc. Constantin Starăș a explicat toate aceste acțiuni prin teama conducerii țării de a pierde alegerile. Cum apreciați campania electorală la final? Cât de curată a fost? Cât de onest s-au comportat concurenții, în special cei pro-guvernamentali? Sincer să fiu, nu mi-amintesc o astfel de campanie. Nu, așa ceva nu a fost niciodată. Adică opoziția a fost de fapt lipsită de posibilitatea de a comunica cu alegătorii prin intermediul televiziunii, materialelor tipărite, care, după cum știți, au fost confiscate, agitatorii arestați, pliantele nimicite, televiziunea publică aplică direct cenzura, hotărând dacă clipurile pot fi difuzate sau nu, deși asta a fost permanent responsabilitatea participanților la alegeri. În ceea ce privește presiunea asupra partidelor, participanților la alegeri și referendum, și asupra alegătorilor. Descinderi, percheziții, arestări, rețineri, toate astea au creat o atmosferă foarte nesănătoasă în societate, scopul fiind pur și simplu să intimideze oamenii, să nu le ofere posibilitatea de a alege. Practic, la fiecare întâlnire cu alegătorii era prezent un polițist. Asta cum se numește? Prin urmare, repet, campania electorală nu a fost niciodată atât de grosolană, murdară, cu atâtea resurse administrative utilizate de autorități, pentru că, în primul rând, președintele nu a plecat în concediu, a continuat să folosească toate beneficiile
beneficiile oferite de această funcție, de la mașină la securitate până la posibilitatea de a se întâlni cu orice colectiv din toată țara, la fel miniștrii, deputații din partidul de guvernământ, prim-ministrul. În genere, nu este clar cine a condus țara în această perioadă, pentru că toți alergau prin țară ca poștașii. Nu mai vorbim de faptul că agitația pentru referendum a început chiar cu 6 luni înainte de startul oficial, ceea ce reprezintă la fel o încălcare gravă a legislației în vigoare. Plus, utilizarea fără precedent a resurselor internaționale. Vă referiți la vizite? Vizite prim-ministri, președinți, miniștri, Ursula von der Leyen și așa mai departe. Cu promisiuni, susținere. Este o ingerință directă în alegeri. Imaginați-vă doar că cineva de la Moscova ar veni să sprijine pe vreun participant. Ce-ar fi fost aici? În primul rând, nu i-ar fi permis să intre. În al doilea rând, acest participant imediat ar fi fost declarat dușman al poporului, probabil represat instantaneu, pe loc. Adică concurenții au fost puși în condiții foarte inegale, atât la referendum cât și la alegeri. Și în prezent, CEC continuă să facă amendamente, deși au mai rămas câteva zile până la sfârșitul acestei campanii. Continuă să schimbe regulile în timpul jocului și aceste reguli se referă la monitorizarea alegerilor. Iar dacă încerci să elimini observatorii, asta înseamnă doar una. Vrei să corectezi rezultatele votului. Cum altfel se poate explica asta? În timpul perchezițiilor desfășurate săptămâna trecută la mai multe persoane, sub pretextul că acestea ar putea avea vreo legătură cu dosarul de finanțare ilegală a unor partide politice, mascații au dat buzna și în casa Elenei Mârzac. Încă atunci a aflat o țară întreagă că oamenii legii au sustras de la ea ultimii bani pe care avea în casă, 3.000 de euro, strânși cu mare greu pentru tratamentul oncologic de care are nevoie. Reporterii noștri au căutat-o pe Elena ca să afle cum s-au derulat de fapt evenimentele în acea zi. Așa s-a întâmplat că au vizitat-o exact în ziua în care era programată intervenția chirurgicală. Au găsit-o acasă, în lacrimi și plină de disperare. Ea le-a spus jurnaliștilor că nu vrea și nu poate crede acestor autorități și nici polițiștilor care, la ordinul guvernanților, au pus mâna pe banii strânși pentru tratament. Aflați întreaga poveste a Elenei Mârzac în reportajul ce urmează. Mascații nu cruță nici măcar oamenii care suferă de boli incurabile. Elena Mârzac din Meleșeni, raionul Călăraș, duce o luptă grea cu maladia secolului, cancerul, care îi pune în pericol orice clipă din viață. Ziua de joi, 3 octombrie, îi va rămâne în memorie pentru totdeauna. Asta pentru că oamenii legii au tăbărât în locuința femeii. Elena fiind una dintre persoanele la care ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și cei de la Procuratura Anticorupție au efectuat percheziții, sub pretextul că acestea ar fi primit sume de bani din Federația Rusă pentru coruperea alegătorilor. Am auzit gălăjie, am ieșit afară să văd și că avem un câini mare și dat drumul și am ieșit să vedem și când m-am trezit pe scări, 4 era. Erau 2 mascați cu automat, cu astea și deodată m-am spăriet. I-am chemat în casă, au venit în casă și ne-au zis că să dau aici cardurile și telefoane. Eu am întrebat care carduri, care telefoane, că n-am nică. Zic, eu mai mă pregătesc de spital, de că trebuie să-mi fac operații la cap. Femeia are 54 de ani, iar soarta a pus-o la încercare în anul 2022, când a fost diagnosticată cu tumoare cerebrală. Din acel moment, fiecare clipă contează și cu fiecare secundă setea din viață crește. Elena a început un tratament intens, care a dat rezultate, iar vestea că va fi acceptată pentru intervenția chirurgicală a venit ca o gaură de aer proaspăt. Cei 5 copii au pus umărul ca să-și vadă mama sănătoasă și cât mai mult timp în viață. Cu mai greu, au adunat cu toți 3.000 de euro, dar a rămas fără niciun ban într-o singură seară, spune femeia. Era soțul meu pe creslă în partea și ei, dar mi-a spus că dă portofel și cu bani, care era pregătit cu spitalul. Și eu la bani și ei, eu fotografie și ne-au luat 3.050 de euro, care noi ne-am pregătit cu spitalul. Era o greutate așa pe asta, mai nici nu putem vorbi, și putea tremura atât prima dată în viața mea, ca să și să văd și afară, cu automat, cu... Soțul Elenei este și el bolnav. De 22 de ani suferă de o maladie incurabilă, iar după ce i-au fost amputat toate degetele de la picioare, are nevoie de o altă intervenție. Unicul venit a familiei este pensia de dizabilitate de 1.800 de lei, pe care o primește bărbatul. Ce-a spus Maia?
când un tărție. Că omul, ca să trăiască gine, trebuie să aibă 4600 de lei. Dar eu cât am? Am 1800. Cum, eu 10 zile trăiesc gine, dar 20 zile și să fac. Ca să mai câștige ceva, Elena merge la muncă ocazional, unde câștigă numai mult de 300 de lei pe zi. Majoritatea venitului îi cheltuie pe medicamente. Suntem cu lucruri pe deal. Nu e că tare, nu e rău, eu... Poate să fac și mai mult, dar poate să fac și puțin. Tot pentru dânsul care injecțiile care s-a lui aici, da. Da, 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 da. Nu e că le s-a este atât, medicamentele care le avem, care le cumpărăm. Operația era programată pentru ziua de marți, 15 octombrie. Elena le-a arătat polițiștilor confirmarea și toate actele de la medic, însă aceștia le-au neglijat. Femeia mai spune că nu cere, dar nici nu speră să primească vreun ajutor din partea celor de la guvernare. Doar se roagă zi și noapte să-și întoarcă proprii bănuți, pe care i-a donat cu atâta greu ca să-și salveze viața. Eu știu că nu e interesează operația mea, că ei, în afară de bani, lor nu le trebuie nică, cochii în ei, am zis, poate nu au avut și mâncare, o grămadă să dea ei, să-i ajute pe noi, părinții, dar ei nu știu nică, lor bani să le dai. Nu știu și... Dați-mi audă-și, doamna Maia, dați-mi banii copchilul și să mă duc să pot să fac operații. Elena mai spune că și-a pierdut speranța și nu mai crede că autoritățile ar putea face ceva pentru oameni. De asta, ocazional participa la acțiunile blocului Victorie, convinsă că fiecare cetățean trebuie să contribuie la lupta împotriva acestui regim. Amintim că în plina campanie electorală, oamenii legii vin cu noi acuzații în adresa partidelor de opoziție și anunță despre mai multe descinderi într-un dosar de finanțare ilegală a unor partide politice. Șeful Inspectoratului General al Poliției Viorel Cernăuțeanu și șefa Procuraturii Anticorupție Veronica Dragalin au declarat că ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu Procuratura Anticorupție, au efectuat 25 de percheziții la cetățenii care au primit sume de bani din Federația Rusă pentru coruperea alegătorilor. Șeful IGP însă nu a prezentat dovezi clare despre proveniența concretă a banilor, considerată ilegală. Vizitele liderilor europeni în Moldova în timpul campaniei electorale pot fi considerate agitație electorală, însă autoritățile vor continua să le numească îndeplinirea atribuțiilor oficiale. Aceasta este părerea lui Igor Boțan, președintele Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT. Potrivit expertului, aceasta este departe de a fi singura abatere comisă de Maia Sandu și pasă în această cursă electorală. Astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, șeful Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, din cadrul Coaliției Civile pentru Alegeri Libere și Corecte, a prezentat site-ul alegeri.md. Potrivit șefului ADEPT, Igor Boțan, acest site oferă informații obiective despre alegerile și referendumul din 20 octombrie 2024. Aici, cetățenii se pot familiariza cu candidații, biografia lor și sloganul electoral, doar că nu există informații despre cealaltă parte a monedei. De exemplu, faptele privind numeroasele încălcări din partea Mai Sandu și APAS, înregistrate de experți și asociația Promolex, care nu sunt abordate pe site. I-am adresat lui Igor Boțan o întrebare directă. Actuala guvernare permite încălcările printre care și abuzul de resurse administrative? Я поддерживаю то, что наши коллеги из Promolex определили. Susțin ceea ce au identificat colegii noștri de la Promolex. Din câte eu știu, din rapoartele Promolex se înregistrează participarea la întâlnirile cu alegătorii în timpul orelor de lucru. Participă reprezentanții autorităților locale. Acest lucru se întâmplă și a fost înregistrat de colegii noștri. Codul electoral spune că toți candidații care au funcții publice trebuie să-și suspende activitatea în timpul campaniei electorale. Asupra președintului, în baza deciziei Curții Constituționale din 1995, acest lucru nu se aplică pentru că președintele este șeful statului. Prin urmare, președintele are această indulgență, iar faptul că președintele profită de acest lucru este o altă problemă. Президент это глава государства, и все замыкается на него, поэтому у президента есть вот такая индульгенция, скажем. То, что президент пользуется этой индульгенцией, это другой вопрос.
Iar întrebările apar, dar în ultimele câteva săptămâni, străzile din Chișinău au fost blocate mai des decât în ultimul an. Și nu, acest lucru nu se datorează reparațiilor stradale sau muncii active de îmbunătățirea orașului nostru. În plină campanie electorală, de Moldova brusc și-au amintit 10 de lideri europeni care au fost întâmpinați cu bucurie de Maia Sandu. Ei nu au venit, desigur, cu mâinile goale, ci cu credite obișnuite, destinate dezvoltării țării noastre. Întrebat dacă toate acestea pot fi considerate agitații și luare de mită, Igor Boțan a spus că reprezentanții autorităților nu se ascund și chiar dimpotrivă își folosesc deschis oportunitățile, ascunzându-se în spatele faptului că se presupune că își îndeplinesc atribuțiile oficiale. Codul electoral stipulează că atunci când faci campanie nu poți implica cetățenii din străinătate și așa mai departe. Dacă vine un vizitator străin și se întâlnește președintele sau premierul, cum calificăm acest lucru? Pornim de la context, iar contextul spune că avem o campanie electorală și agitație electorală. Dar ei ne vor spune că nu este agitație electorală pentru că sunt în timpul serviciului. Agitație? Nu, ei nu am всегда скажут, что это не агитация, потому что они при исполнении своих обязанностей. Cu toate acestea, potrivit lui Boțan, este practic imposibil de dovedit în instanță că Maia Sandu profită de poziția sa folosind persoane străine și imaginea lor în campania electorală. De altfel, autoritățile de la guvernare au avut grijă și de acest lucru. Observatorii rețelei europene a organizațiilor de monitorizare a alegerilor consideră că decizia Ministerului Afacerilor Externe de a reduce numărul de secții de votare. Puterea din Moldova se ia și de copii. Mai mulți tineri din blocul Victorie s-au trezit în această dimineață cu oameni înarmați lângă ei, care venise să facă percheziții. În semn de protest față de acțiunile la care au fost supuși aceștia, au mers la PC Cox și au manifestat pe scările clădirii. În mod simbolic, ei și-au pus la gură panglici galbene, coloarea PAS, partidul aflat la guvernare, pentru a arăta că nu o să se lase intimidați la finalul acțiunii, ei au aruncat benzile pe jos. Două ore au căutat în toată casa fără niciun sens, nu au găsit nimic și nici nu știau ce căutau, a povestit unul dintre tinerii percheziționați azi dimineață. Azi dimineață m-am trezit într-un mod mai neobișnuit. M-au trezit 5 reprezentanți din clădirea care se află în spatele meu cu pistoale, l-au trezit pe tatăl meu care este cu dizabilități, pe bunica mea care abia de poate merge. Îmi spun că sunt extremist. Care dintre acțiunile mele sunt extremiste? Ajutorul acordat pensionarilor, felicitările adresate veteranilor celui de-al doilea război mondial reprezintă extremism pentru conducerea Republicii Moldova. Sau poate organizarea proiecțiilor de film? Oare chiar din această cauză eu și colegii mei suntem extremiști? Și acest tânăr spune că în timp ce cineva și-a început ziua cu o ceașcă de cafea, el s-a trezit cu mai multe arme în față. Băiatul spune că se teme de ceea ce va fi când țara va intra în UE, dacă acum se produce așa dezmăț. Mă doare foarte tare să văd ce se întâmplă cu țara noastră și ce orori ne așteaptă în continuare, ce dezastru ne așteaptă dacă o să intrăm în UE. Dacă acum cuvântul democrație are alt sens, de fapt democrație nu mai există la noi, ce va fi în continuare? Îi chem pe toți, în 20 octombrie, să voteze împotriva UE și a Maiei Sandu. Protestatarii afirmă că dacă acestea sunt valorile UE, atunci nimeni nu are nevoie de ele. Nu există libertatea cuvântului. Au fost închise 14 posturi TV, 40 de portaluri de știri. Leantele Partidului Renaștere și APCRM sunt confiscate, deși au fost tipărite absolut legal. Nu există libertatea cuvântului, iar cel care îndrăznește să vorbească este supus presiunilor, arestărilor, perchezițiilor. Anume asta este ceea ce demonstrează puterea. Și dacă astăzi UE înseamnă lipsa democrației și a libertății cuvântului, atunci noi nu avem nevoie de o astfel de Europa. La finalul acțiunii, băieții și fetele venite în fața PC Cox și-au scos pangliciile, le-au aruncat jos și au spus că nimeni nu le va închide gurile. Noi ne vom spune părerea de cetățean și vă spunem că nu suntem desperiat. Noi nu ne veți închide gura. Jos, Maia Sandu! Jos, Maia Sandu!
precizăm că PCCOX-ul și Inspectoratul Național de Investigații au desfășurat percheziții în mai multe localități, printre care Bălți, Comrat și Chișinău. Acțiunile ar avea loc într-o cauză penală pornită pe faptul corupției electorale și finanțării ilegale a partidelor politice. În vizorul oamenilor legii sunt membrii și activiștii blocului politic Victorie. Până în acest moment, oamenii legii nu au oferit detalii despre acțiunile întreprinse. Nimeni din PCCOX nu a ieșit să stea de vorbă cu tinerii și să comenteze acțiunea. După ce protestul se încheiase deja, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a publicat un comunicat cu referire la acțiune. În text se spune că procurorii PCCOX respectă dreptul la libera exprimare și libertatea întrunirilor tuturor persoanelor, desfășurate în limitele stabilite de lege. Procurorii specializat continuând să-și exercite atribuțiile în strictă conformitate cu codul de procedură penală. În dosarele pe care le gestionează. Nu reușim să pedepsim, așa că speriem. Se pare că și o astfel de tactică este aplicată de autorități în această campanie electorală. În Găgăuzia, forțele de ordine efectuează raiduri în casele celor ai căror copii au participat la proiecte educaționale în Rusia, susține deputatul din grupul parlamentar al blocului Victorie, Alexandru Suhodolski, pe canalul său de Telegram. Regimul polițienesc al Maiei Sandu acum terorizează cetățenii de rând care nu au nicio legătură cu politica. În toată Găgăuzia, părinții sunt în panică. Copiii lor, care doresc să învețe și să se dezvolte, sunt etichetați ca agenți ai Kremlinului, a scris deputatul. El a adăugat: rusofobia regimului a ajuns la stadiu de nebunie. În încercarea de a servi stăpânii din vest, Sandu și-a pierdut mințile. Să suspectezi copiii că lucrează pentru Moscova este dincolo de rațiune. De ce nu are aceleași suspiciuni față de cei care participă la programe de schimb în SUA, România sau alte țări din UE, a subliniat Suhodolski pe canalul său de Telegram. Potrivit lui, dacă o lăsăm pe Sandu să modifice Constituția, copiii noștri nu vor avea niciun viitor și nici dreptul de a alege. Nu, asta trebuie să spunem ei și planurilor sale pe 20 octombrie. Noi suntem pentru o Moldovă independentă, puternică și prosperă, a subliniat deputatul în postarea sa. Menționăm că în această săptămână ofițerii CNA au desfășurat percheziții în orașul Bălți, iar marți reprezentantul blocului Victorie, Veceslav Jucov, a raportat despre aceste percheziții masive la activiștii organizației de tineret a blocului din nordul Moldovei și la cei care au fost recent în Rusia. Premierul Georgiei a calificat jignitoare comparația țării sale cu Republica Moldova făcută de șeful diplomației europene Joseph Borrell. Irakli Kobakhidze a argumentat că Georgia este cu mult înaintea Moldovei în multe domenii, dar și în ceea ce privește democrația și libertatea de exprimare. Un crucifix din capital a fost vandalizat pentru a treia oară. Aflați în continuare care este cauza acțiunilor de huliganism și de ce infractorii se află încă la libertate. În plină campanie electorală, primăria Chișinău organizează concerte de milioane. Ce spun chișinăuienii despre cheltuielile exorbitante, vedeți la știri. Premierul Georgiei a calificat drept absolut jignitoare comparația țării sale cu Republica Moldova. Irakli Kobakhidze a declarat că Georgia este înaintea Moldovei în multe domenii, atât în ceea ce privește democrația, cât și libertatea de exprimare, inclusiv din punct de vedere economic. Știți că Georgia depășește Moldova în toate privințele, fie că este vorba despre drepturile omului, economie sau altele. Am mărit diferența economică față de Moldova cu 9 miliarde, iar acest lucru se datorează faptului că, spre deosebire de Moldova, noi avem instituții foarte puternice. În ceea ce privește democrația și drepturile omului, în Moldova au fost interzise partide politice și mass media, rămânând doar două instituții media, respectiv primul post și al doilea post al radiodifuziunii publice. Nu mai există pluralism politic și media. Când este comparat cu o astfel de țară,
afară și într-un context negativ, este ca și cum ți-ar fi aruncat cenușă în ochi, a declarat premierul georgian. Cu toate acestea, după părerea sa, acest lucru nu poate dăuna Georgiei. Se vor încheia alegerile, se va termina războiul din Ucraina și relațiile cu Uniunea Europeană vor fi relansate, a adăugat Irakli Kobakhidze. Declarația șefului guvernului georgian a venit ca răspuns la critica adusă de șeful diplomației europene, Joseph Borrell, care a spus că, în comparație cu Moldova, în Georgia se observă o situație sumbră. Acțiunile, declarațiile și promisiunile electorale ale Partidului de Guvernământ din Georgia îndepărtează țara de drumul european, motiv pentru care procesul de aderare la UE este de fapt suspendat, a declarat Borrell în urma recentei întâlniri a miniștrilor de externe ai Uniunii Europene. Continuăm pe scurt cu alte evenimente ale zilei. Rămășițe dintr-o rachetă au fost găsite în satul Lencăuți, raionul Ocnița, la 4 km de Ucraina. Geniștii au intervenit pentru a examina proiectilul care ar fi fost lansat de ucraineni pentru a doborî dronele Shahed ale Federației Ruse. Tot astăzi, candidatul independent la funcția de președinte, Andrei Năstase, l-a amenințat cu judecata pe jurnalistul Jurnal TV Dumitru Mișin din cauza unor declarații făcute în timpul dezbaterilor. Năstase a calificat afirmațiile ca fiind falsuri, referindu-se la faptul că ar fi fost văzut împreună cu Irina Vlah, Alexandru Stoianoglu și Natalia Morar într-un restaurant din Chișinău. Rămânem în capitală, unde au fost anunțate alerte false cu bombă care au vizat judecătoriile Centru, Buiucani. Autorul anunțului riscă până la 200 de ore muncă neremunerată sau amendă de peste 42.000 de lei. Între timp, cel mai mare producător de covoare din țară, compania Covoare Ungheni, a intrat în insolvență având o datorie de aproximativ 14 milioane de lei către bugetul de stat. De altfel, potrivit BNS, în ultimii ani, întreprinderea s-a axat pe producția de beton asfaltic și construcția drumurilor. Continuăm cu alte știri. O cruce din sectorul Ciocana a fost vandalizată pentru a treia oară, dar nici de această dată infractorii nu au fost prinși. Potrivit autorităților, o sesizare în acest context deja a fost depusă la poliție. Deja pentru a treia oară, o cruce de piatră din capitală a fost profanată cu simboluri fasciste și inscripții antisemite. Actul de vandalizare a avut loc în sectorul Ciocana, la intersecția străzilor Ale Curso și Mihail Sadoveanu. Nici de această dată, angajații preturii sectorului Ciocana nu ne-au răspuns la apeluri, însă am obținut un comentariu din partea purtătorului de cuvânt al primăriei Chișinău, Vasile Chirilescu. Acesta a promis că autoritatea publică locală va instala camere de supraveghere pentru a evita pe viitor repetarea actelor de vandalism. Directorie pentru sectorul Ciocana a fost depusă sesizare la poliție. Urmează ca poliția să identifice suspecți ca să fie sancționați pentru acest act de vandalism. De asemenea, serviciile municipale au proces la salubrizarea obiectivului respectiv și sperăm foarte mult că nu se va repeta aceste acțiuni de vandalizare. Da, dar ce acțiuni concrete se vor întreprinde pentru a nu se repeta aceste acțiuni? Camere în acoperire sunt în perimetru, dar dacă se va demonstra necesar, se va instala și camere de monitorizare video, astfel ca și mai ușor de a fi identificat acest spirit. Conducătorul Comitetului Național de Coordonare Pobeda, Alexei Petrovici, susține că aceste acțiuni nu sunt altceva decât un act la adresa Bisericii Ortodoxe din Moldova. Toate acestea sunt consecința unor acțiuni în lanț. În primul rând, este vorba de tolerarea de către autorități a reînvierii nazismului și acțiunile care au avut loc în ultimii ani în țara noastră, respectiv deschiderea de monumente eroilor români, cinstirea și glorificarea dictatorului român Ion Antonescu și ceea ce sunt învățați copiii în școlile noastre din manualele care le spun că armata română împreună cu armata germană elibera Basarabia de bolșevism în timpul celui de-al doilea război mondial.
Amintim că clerul Bisericii Sfântul Gheorghe Vital Ieșincar este sigur că toate aceste acțiuni de vandalizare a locurilor sfinte sunt o consecință a tacticii autorităților de a împărți societatea în ai noștri și ai voștri, reprezentanții Bisericii Ortodoxe intrând și ei în categoria dușmanilor. Auzim din toate părțile, de pe ecranele televizoarelor, iată acolo biserica, un agent al Kremlinului, iată ea este un agent al Moscovei. Când auzim legalizarea acestor motive de ură, aceasta rezonează în inimile oamenilor. Iar cel care ar face prin cultură să stingă acest impuls naționalist, poate că l-aș fi reținut, dar mi s-a spus că este posibil. Și îl asociez în mintea mea nu cu crucea, ci cu ura față de anumiți indivizi. Menționăm că primul incident a avut loc la începutul lunii septembrie, iar crucea a fost restaurată cu ajutorul localnicilor din zonă. Mai târziu, situația s-a repetat, persoane necunoscute profanând din nou crucea cu simboluri fasciste și inscripții antisemite. Atunci, angajații preturii sectorului Ciocana au intervenit și au dispus eliminarea urmelor de vandalism. Conform legii, actele de vandalism sunt pedepsite cu o amendă de până la 950 de unități convenționale, muncă în folosul comunității de până la 240 de ore sau închisoare de până la 2 ani. Primăria Chișinău continuă să cheltuie sume exorbitante pentru concerte date în plină campanie electorală. Și de ce n-ar face-o, având în vedere că nimeni nu scoate bani din propriul buzunar, ci din cel al cetățenilor, adică din bugetul municipal? Tot oamenii sunt cei care spun că aceste sume ar putea contribui semnificativ la îmbunătățirea condițiilor de trai ale cetățenilor, în loc să fie aruncate pe petreceri. Dintr-un bal în altul, după seria de concerte scumpe din vară, primăria Chișinău mai organizează unul de milioane, prilejul fiind hramul orașului. De această dată, sărbătoarea a durat 2 zile, pe data de 13 și 14 octombrie. Programul a inclus târguri cu prețul destul de pipărate, așa cum au observat vizitatorii, expoziții, dar și concerte fastuoase, la care au participat artiști străini care cântă pentru onoruri grase. Nici de această dată, primăria nu s-a zgârcit să invite la petrecerea care coincide cu campania electorală cei mai cotați artiști din țara noastră, dar și din Rusia, Letonia și România. Unul dintre cei mai bine plătiți interpreți a fost manelistul Jador, din țara vecină. Potrivit presei din România, Jador este milionar în euro și cere onorari impresionate pentru a cânta la evenimente private. Pentru prestația la o nuntă în țara sa, el ia între 7 și 8 mii de euro, iar la evenimentele din străinătate, onorariul său poate ajunge la peste 10 mii de euro, scrie ProTV România. Totodată, în Piața Mării Adunări Naționale a evaluat interpreta letonă Laima Vaicule, acompaniată de formația muzicală B2. Anterior, într-un interviu pentru presa rusă, producătorul său, Sergei Dvarțov, a anunțat că aceasta primește pentru un concert în străinătate între 1,5 și 2 milioane de ruble, echivalentul la aproape 19.000 de euro. Pe scenă au evaluat și renumiți interpreți moldoveni, care au refuzat să spună reporterului nostru câți bani au pus în buzunar din bugetul municipal. Cred că nu este bine să spun care este onorariul meu. Este diferență între onorariul pe care îl primiți în Chișinău, dar și cel din alte orașe din străinătate. Este diferență, mai mult primesc peste hotare. Nu cred că pot să vă dau așa răspuns, pentru că sunt managerii mei care știu despre asta. Sorry. Oamenii consideră că pe petreceri și distracții sunt risipiți prea mulți bani care ar putea fi utilizați pentru investiții în proiecte sociale sau pentru repararea drumurilor. De asemenea, mulți consideră că primăria exagerează cu atâtea concerte. Aici se duc miliarde de bani se duc aici.
pentru, vă spun, casă de bătrâni, casă de copii, la ăștia nu sunt bani. Dacă pentru destrăbălări de ăștia sunt bani, se distrează și care iau, dar noi iacă ajdem și numărăm capișile și pentru pensionari, pentru invalizi, pentru mame cu copii mici, nu au bani, dar pentru distracții au bani. Se duc foarte mulți bani pentru astfel de sărbători, foarte mulți. Dar noi pensionarii primim 2800 de lei, oare așa chiar se poate? În ceea ce privește cheltuielile, ei bine, sunt de acord. Poate că nu este suficient de bogat bugetul nostru pentru a cheltui 2 zile pentru această sărbătoare. Dar din câte am înțeles, este și campania electorală acum, așa că este destul de logic. Deci legați asta de campania electorală. Da, cred că da, desigur. Primăria municipiului Chișinău încă nu a calculat câți bani au fost cheltuiți pentru toate petrecerile desfășurate în aceste 2 zile. Contactată de noi, purtătorul de cuvânt, Vasile Chirilescu, ne-a comunicat că Direcția Culturii urmează să pregătească un raport în acest sens, după ce vor fi făcute toate plățile și a promis să vină cu date oficiale la sfârșitul săptămânii. În această vară, primăria a organizat 10 de concerte pentru care au fost cheltuite milioane de lei din bugetul municipal. Unul dintre cele mai grandioase evenimente a fost Chișinău Youth Fest, în cadrul căruia au evaluat iarăși interpreți străini, printre care Smiley, Delia Babașa, The Urs, dar și trupa de la noi Carla's Dreams. Petrecerea a costat peste 1,5 milioane de lei. Tot în această perioadă se desfășoară și zilele Chișinăului peste hotare, iar pentru seria de concerte care au loc în România, Spania, Italia și Austria, primăria a alocat 12 milioane de lei. Peste 38 de milioane de lei ar fi cheltuit primăria municipiului Chișinău în anul 2023 pentru concerte, festivaluri, manifestații cultural-artistice și promovarea valorilor culturale peste hotare. Doamnelor, domnilor, acestea au fost principalele evenimente ale zilei. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită vă doresc!